sensul că obstrucționez aplicarea unei legi și atunci am lezat fie un interes public, fie interesul unei persoane, dar pot să fie și direct, adică e mult mai dezvoltat, în sensul că abuzez împotriva unui individ, a unei persoane fizice. Ei spun individual, da? Bun. Adică către persoane de drept privat. Și nu este legat de un barem. Pentru că și aici este o capcană, că în momentul în care eu am stabilit un barem, cum a explicat domnul mai devreme, atunci automat eu trebuie să ajung în instanță și să dovedesc nu știu ce. Dom'le, trebuie să fac expertiză, uite ce pagubam. Bun. Dar întâi să termin ideea. În Statele Unite, în codurile penale ale fiecărui stat membru care alcătuiesc această țară, există câte un cod penal unde există misconduct sau malfeasance. La asta se referă, ei spun generic abuz de putere, nu abuz de autoritate. Este același lucru, în Marea Britanie este la fel tratat, tot abuz de putere. Deci această infracțiune există, este mult mai dezvoltată, mult mai sofisticată decât la noi și privește ceea ce face în mod efectiv un funcționar abuzând de autoritatea pe care a conferit-o statul. Da? Și nu este legată neapărat de o pagubă. Repet, nu neapărat de asta. Există și neglijență. Nu, aveți dreptate. Nu e legată de pagubă, nu, e legată de consecințe. Bun. Consecința trebuie să fie gravă. Și de aceea să se fie referă gravă. O pagubă. Da. Trebuie să fie gravă sau alte consecințe pentru individ. Discuția asta e interesantă. Aici discutăm rațional, nu discutăm pasional. Nu. Ca să fie, să fie corect. Adică să fie totuși o discuție și de clarificare un pic. Doar atât să mai termin o idee. Acum eu o să dau două exemple concrete. Referitor la ceea ce există în România. Mă duc la primărie. Am nevoie de un act pentru că am un proces în instanță. Nu mi se dă la timp. Sau caut un loc de parcare și mă lovesc de obtuzitatea funcționarului care în subsidiar îmi spune că îmi rezolvă problema și îi dă vecinului. În paguba mea. Este oare cuantificată monetară asta? Nu e. E abuz? Este. Deci eu... Are consecințe. Bun, deci sunt grave sau nu? Nu sunt foarte grave, dar sunt. Adică îți creează... Nu, că vedeți dumneavoastră, cuvântul grav, și ăsta trebuie să-l definim foarte exact, în așa fel încât atunci când am redactat testul să nu... Dar eu n-aș trebui unui arbitrar. Aici sunt de acord. Așa. Textul a fost redactat execrabil, nu e nicio problemă. Este. Apoi la neglijență și cu asta închid, avem neglijență profesională, care este tratată penal sau numai în legislație civilă, pe brezle, și asta știe toată lumea, da? Bun. Și avem neglijență criminală, care de regulă este cuprinsă în codurile aproape tuturor țărilor occidentale, în o altă formă. Și aici au fost, știți foarte bine, cazuri de accidente grave, etc. E altă discuție acolo. Deci, într-un fel sau altul, și vă rog să rețineți un lucru, că reglementarea pe care o are fiecare țară ține cont de tradiția penală a țării respective, ține cont de nivelul de educație și de nivelul de infracționalitate. Exact. Mie mi se pare adică că ar trebui corelat cu nivelul de infracționalitate. Dacă eu mă lovesc aici, sigur, sunt de acord cu domnul Borca și zice distinsul domn. Și eu îl respect foarte mult. Dom'le, poți să te folosești, adică nu cumva este în exces? Asta este problema. Este că noi judecăm ca juriști acum, dar dacă eu nu mai reglementez deloc, nu cumva ajung exact în extrema cealaltă, exact în extrema cealaltă. Și ca să nu umblați pe miriși străine în Franța și în Statele Unite, vreau să vă spun că la noi codul penal Carol al II-lea, codul penal Domn Goros, reglementa atât excesul de putere cât și excesul de abuzul de autoritate. Ăsta este, de fapt. Asta este, dar atenție! Și dacă am plecat de la legislația română și am ajuns la cea sovietică, care apăra atunci avutul obștesc, nu putem să rămânem acolo, să ne întoarcem la aceste reglementări. Și la ora actuală avem o reglementare foarte frumoasă. Este Convenția Națiunilor Unite din 49 cu privire la pedepsirea corupției. Există exact pe linia ce o discutăm amândoi și unde suntem de acord, Comisia de la Veneția, care s-a pronunțat exact în același sens. Suntem cu toți trei de acord.
Și cred că acordul nostru poate să meargă pe ideea. Toate acestea sunt elemente ale infracțiunii, toate acestea au fost proscrise în această ordonanță, ca jurist îmi asum această răspundere, dar problema a devenit politică prin inabilitatea distinse coleg și le întrebi pe dânsul că dânsul trebuie să vorbească. E o întrebare, nu vreau eu să spun acum. Oare când noi discutăm așa cum profesional, ne putem da pe mâna politicienilor ca să rezolve problema asta? Ei sigur că legal au această putere, dar e momentul să o facă? Este. Și dacă nu se dădea ordonanță de urgență de un factor administrativ, că ăsta este guvernul, ci se trimitea un proiect de lege în Parlament, aveam autoritatea Parlamentului. Da, eu înțeleg că oportunitatea, discuția era oportunitatea în Parlament, este, nu în stradă. Este apanajul politicienilor, nu e așa? Oportunitatea unei da. Legi. De data acum, asta că e bună, a că fost e proastă... intenție rea, a fost rea intenție. Domnule avocat, vă rog. Politicianul vine și simte pulsul societății și reglementează după nivelul și percepția lui în raport de nevoia socială. Și el face politica penală. De ce spunem așa? Paranteză, teoretic. Teoretic, dar practic încet, încet a făcut-o puțin contratim. Sau o face mai încet în raport de nevoile noastre sociale. De ce spun? În 1 februarie 2014, modificându-se codul penal și codul de procedură penală, a apărut acel acord de recunoaștere a vinovăției, unde în timpul urmăririi penale, cu o limită la infracțiune până în 7 ani, te duceai, plăteai prejudiciu, recuperai, luai cât mai repede o pedeapsă cu suspendare și degrevai judecătorii de o cantitate mare de procese. Și atunci ce făceai? Degrevând cantitate mare de procese, creșteai calitatea actului de justiție, pentru că rămâneau mai puține procese de judecat. A observat totuși că era insuficient doar pentru infracțiunile care au limită până la 7 ani. Grad maxim. Și a ridicat până la 15 ani. Că nevoia socială o impune încet, încet, noțiunea de cost al actului de justiție cu interes de recuperare a prejudiciului a crescut. Ce trebuia să facă? Trebuia să mai aducă Parlamentul într-o modificare legislativă o prioritate. Și anume, cine plătește efectiv prejudiciul, pentru că e o nevoie socială de recuperare a prejudiciului, pentru că în baza hotărârilor rămase definitive, recuperarea efectivă a prejudiciilor este undeva sub 15%, da? Adică facem un întreg lanț judiciar, urmărire penală, cercetare în fond, cercetare în apel, punere în executare a unei hotărâri judecătorești și recuperăm 15%, pe când plata benevolă a inculpatului care se află în momentul de a alege între dacă îmi plătesc integral prejudiciul, voi avea obligatoriu cu suspendare, este prioritară, el va alege. Cred că 99% vor alege plata. Dintre deci clienți? Nu există acord de recunoaștere fără plata acestui prejudiciu. Plata acestui asta prejudiciu. Să vă citesc un text. Și mai este un lucru imediat să precizez. Am început așa. În momentul în care prioritizăm și observăm și care sunt costurile, ne dăm seama care sunt într-adevăr limitele de reglementare. Și aveam înainte în legislația veche un celebru articol 18 indice 1, se numea. Adică articolul în care cetățeanul era decât monstrat și sancționat printr-o amendă administrativă. S-a scos în noua legislație, dar a rămas un articol care nu e uzitat suficient de procurori. Și atunci nu mai ajungeam la noțiunea aceasta de abuz în situația în care aveai o faptă și constatai că aveam o pagubă de 1.000, 1.500 de lei, 2.000 de lei. Veneai să constata că se plătea acel prejudiciu și se dătea sancțiunea de legislație penală acum, neurmărire penală din lipsă de interes public. Dacă noi am fi folosit acest lucru mai mult, atunci nu mai era nevoie de această intervenție cu prag minim pentru a nu mai putea fi foarte multe dosare trimise în judecată, lăsând celelalte instituții fără finalitatea activității. Și dau exemplu. Vine Curtea de Conturi și constată o pagubă creată poate printr-o culpă sau posibil, procurorul interpretează prin abuz, cu știință. Era cu știință, n-a respectat ceva. Și o trimite imediat în judecată. Dar de ce nu mai trimite în judecată? Că eu dacă plătesc imediat către ceea ce a stabilit Curtea de Conturi, nu mai am infracțiune. Dar am recuperat prejudiciul. Și să știți că să corectez cetățeanul numai cu cătușe și cu pușcărie nu e o rațiune socială utilă.
cetățeanul se corectează prin înțelegerea legislației? Ba da, într-un stat totalitar, da. De aceea am accentuat că e din legislația sovietică. Da. Vorbim de un stat democrat, vreau să care să-l auzim și pe domnul Ionescu. Sperăm că ne situăm. Eu vă spun și de experiență că distinsul domnul a dat un exemplu cu Curtea de Conturi și fiind în guvernul trecut m-am confruntat cu chestia asta care a trecut. Da. Cu Curtea de Conturi să vă spun cum lucrează. Deși îmi păstrez opinia că această reglementare trebuie să existe și trebuie să fie dezvoltată și nu trebuie să fie legată neapărat de o sumă de bani inclusă acolo. Codul penal francez, și nu mă folosesc de un sofist de autoritate, vorbește de încălcarea legii, obstrucționarea aplicării legii de către o persoană aflată în exercițiu funcției. Când discutăm de abuz de autoritate contra publicului, dar sunt multe și contra cetățeanului, care sunt mult mai bine individualizate. Pe discriminare, pe violare de corespondență, de domiciliu și așa mai departe. Bun. Acum hai să trecem la o chestie. Eu v-am dat două exemple concrete în relația mea cu primăria, unde, din păcate, nivelul de pregătire precar al unui funcționar îl determină să sancționeze într-un anumit fel. Nu ia bani, nu ia mită de la mine. Dar totuși el săvârșește un abuz. Apropo și acum de Curtea de Conturi. Ca să vedeți că, de fapt, când discutăm de subiectul ăsta, nu, avem mai multe probleme care trebuie rezolvate în paralel. Nu doar asta. Curtea de Conturi, în momentul de față, vine și face controle la mai multe ministere. Pe aceea speță, controlorii Curții de Conturi au interpretări diferite, ceea ce este inadmisibil. Eu m-am confruntat cu asta la Ministerul Muncii. Pe aceea speță, că m-am interesat, în altă parte aveau alte concluzii. 2. Controlorul Curții de Conturi, în raport, în partea finală la concluzii, spune nu s-a respectat legea. De multe ori nu precizează ce lege se respectă. Mă înțelegeți? Nu spune. Și te trezești cu procese. Dar astea sunt situații un pic diferite de abuz, pentru că în cazul pe care eu, ăsta e un exemplu care se multiplică, de fapt, situația, deci nu caz, situația pe care o înfățișez, denotă o slăbiciune instituțională în reglementare și modul de funcționare al Curții de Conturi. Pentru că acolo sunt niște probleme, adică ei pot face multe lucruri bune și sunt de acord, dar au această mare hibă, în sensul că vine controlorul și fiecare spune ce dorește acolo și nu precizează exact, eu am văzut raportele astea, nu precizează legea care este încălcată. El spune s-a încălcat legea. Spune-mă, omule, ce s-a încălcat. Pentru că altfel tu automat angajezi răspunderea unei persoane din punct de vedere pecuniar, da? Și îl trăiești în procese unde el cheltuie bani. Că câștigă sau nu câștigă, și dacă extrapolăm, da. Și vă spun că nu există abuz. Și hotărâri judecătorești, da. La bun. Fel. Da, dar atenție, exact, asta este aceeași greșeală. Da, distinse coleg, numai că asta e altă situație decât abuz în serviciu. Da. E altă situație. Deci eu vă spun că m-am confruntat cu treaba asta și am văzut că, într-adevăr, trebuie intervenit pe calea reglementării ca să îndrepți așa ceva. Separat de, să spunem, alte probleme care țin de modul evaziv de redactarea legilor și care te conduc la abuz sau la interpretări abuzive. Recent am avut pe plata diurnei, este o hotărâre a Guvernului din 1995, să vedeți, este atât de evaziv redactată și este un caz minor chiar, așa, în care Curtea de Conturi poate să spună nu este adevărat, tu trebuie să decontezi nu știu ce sume, altul spune nu e adevărat, nu trebuie să decontezi nu știu ce sume. Deci, credeți-mă, deci legile sunt făcute de multe ori. Da, eu am și te invit la întrebare. Da? Dacă pentru și asta nu ține de abuz în serviciu. Dacă pentru toate aceste nereguli legislative, slăbiciuni, greșeli legislative, ar ieși oameni în stradă, ce s-ar întâmpla? Când ajung la celebra butadă, ce s-ar întâmpla dacă prostia ar durea, ar urla toți oamenii? Nu. Acum a fost altceva, a fost atât o problemă de conduită pe care ați remarcat-o și dumneavoastră și care ține de un lucru foarte grav și anume de încredere. Este un capital care foarte greu se câștigă și se pierde foarte, foarte îngrozit.